Sărut mâna, stimate domnițe, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Ne aflăm la o nouă ediție Agenda Săptămânii, una pe care, în mod firesc, am intitulat-o Președintele în SUA, Premierul în Franța. Asta este realitatea la momentul în care difuzăm în direct emisiunea Agenda Săptămânii. Pentru a dezbate și pentru a înțelege nuanțele, rațiunile, dar și țintele unor asemenea demersuri, și nu numai acelor două acțiuni anunțate, avem în studio pe un om tânăr pe care l-am cunoscut de-a lungul ultimilor ani, pe care l-am admirat cu un discurs triumfal, a ridicat sala în picioare pe 27 martie 2016 la sfatul țării. El a fost liderul tânăr al sfatului țării și acum este deputat în Parlamentul României, președintele unei comisii care se ocupă de românii de pretutindeni, conaționalul, compatriotul și în același timp omul ofensiv, Constantin Codreanu. Bine ați revenit la 6 TV. În seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. În același timp, lângă noi se află un tânăr analist politic care a crescut frumos la 6 TV. Este vorba de Andrei Vlășanu. Bine ai revenit, Andrei, la 6 TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Avem o imagine pe ecran. Această imagine a fost transmisă prin Twitter, chiar de către președintele Klaus Iohannis, care a fost onorat de premiul Lumină pentru Națiuni, care i-a fost acordat de o importantă organizație americană, în semn de respect față de România, pentru faptul că țara noastră a îmbrățișat valorile unei democrații consolidate și își dorește să păstreze parteneriatul transatlantic. La finalul acestei săptămâni, după cum știți, urmează ca să se întâlnească președintele României cu președintele Statelor Unite ale Americii. Din perspectiva ta de analist politic, Andrei, cum vezi această reușită a șefului statului român? Într-adevăr, președintele Iohannis a primit premiul Lumina între Națiuni din partea Comitetului Americano-Evreiesc, care reprezintă o puternică organizație, să spun așa, care reunește și șefi de state și diferiți oficiali, nu numai americani, dar și internaționali. Motivul pentru care domnia sa a primit în numele poporului român această trofeu, să spunem, e faptul că în timpul lunii, în perioada aceea de proteste împotriva guvernului și a politicii judiciare pe care vrea să o instituie, președintele a avut inițiativa să iasă în stradă alături de protestatari ca un președinte cetățean până la urmă. Și datorită acestui lucru, datorită acestei lor de poziție în perioada aceea tulbure, Comitetul Americano-Evreiesc a luat decizia să îl premieze pe președintele român, astfel încât să sublinieze faptul că România a ieșit în stradă și și-a apărat valorile și principiile democratice și că merită să facă parte din comunitatea euroatlantică. În filmulețul care a fost prezentat asistenței care era prezentă la ceremonia de înmânare a premiului, au fost prezentate și momentele primirii de către premierul Israelului, a președintului României, a faptului că i-a spus în față că îl consideră un prieten, și apoi momentele primirii de către președintele României, de către cancelarul german, cu care s-a creat o relație instituțională democratică. Ca deputat în Parlamentul României, cum vă raportați, domnule Constantin Codreanu, la acest moment de reușită pentru politica externă a statului nostru? Exact, este vorba despre o reușită a noastră ca stat. Eu așa o văd, și doar ca o reușită personală, așa cum încearcă unii analiști să o prezinte a președintelui României. Este o reușită surprinzătoare în același timp, pentru că atenția pe care România o primește de la un președinte oarecum recent instalat la Casa Albă este o premieră pentru întreaga relație dintre cele două state și nu face decât, pe lângă acest simbolic personal, acest gest care îl susține pe președinte ca instituție, fără a-i uita și acele merite civice de care pomenea mai devreme domnul Vlășceanu, este faptul că Statele Unite dau un semnal puternic aici în estul Europei, un semnal care trebuie să fie văzut, care trebuie să fie auzit și care trebuie să fie înțeles un pic mai în est, acolo unde cineva mai umblă din când în când cu niște hărți și cu mesaje prin interpuși
atentând indirect sau chiar direct de multe ori la tot ceea ce înseamnă istoria românilor, la tot ceea ce înseamnă istoria noastră a românilor în ambele state românești care există în prezent. Da, este foarte bună precizarea dumneavoastră, mai ales că, dacă memoria nu mă păcălește, este primul președinte din rândul țărilor care au fost înainte state socialiste aliate ale URSS, care este primit în birou oval la Casa Albă. Este o măsură care cred că i-a surprins foarte mult și pe oficialii de la Varșovia, care se considerau într-o postură mult mai favorabilă, de cel că... puțin până la acest moment. Întrebarea mea pentru Andrei, și o să revin la dumneavoastră, asistăm la succesele unei politici externe promovate de Teodor Meleșcanu de o altă manieră, adică fără surle și trâmbițe. Iată, pe neașteptate vine vizita președintelui Iohannis la Casa Albă, brusc vine vizita președintelui, premierului la Paris și astăzi, înainte de a intra în această ediție în direct, a anunțat ministrul de externe a României, Teodor Meleșcanu, că va urma o întâlnire între reprezentanții României, Greciei și, în același timp, Bulgariei, pentru că se merge pe o trilaterală. Reamintesc de spectatorilor că România, Grecia și Bulgaria sunt țările care găzduiesc acum exercițiul Noble Jumble 2017, un exercițiu militar cu 4.000 de aliați care dorește să demonstreze determinarea NATO de a apăra comunitatea euroatlantică în această parte a lumii. Avem acum pe ecran imaginea unui articol pe care l-a scris analistul politic tânăr Andrei Vlășan. Ai făcut niște afirmații interesante aici. Din acest motiv am redat partea de început a materialului publicat de Newsint, o publicație care este condusă de Răzvan Munteanu, pentru a ne explica ce ai dorit să susții în rândurile binecântărite. În primul rând am vrut să fac, dacă e o analiză anteportas a viitoare întâlniri între liderul român și liderul american și să subliniez anumite fapte care vin din zona publică, nu este nimic, să zic, secret pe surse sau ceva în genul. Și aici am mers pe următorul principiu. În politică, geografia este prima voce. România, din punct de vedere geografic, cum bine știm, se învecinează la Marea Neagră, iar Marea Neagră e punctul de conexiune cu tot ce înseamnă Orientul Mijlociu, Caucazul și zona eurasiatică, aici mă refer și la Rusia. La acest moment, România a reușit să fie în primii 5 aliați care să aducă cei 2% din PIB pentru apărare, a primit felicitări publice din partea... Urmează să se alăture celor 5, pentru că, așa cum a zis președintele Trump la summitul NATO de la Bruxelles, până în momentul de față doar Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia, Grecia și Estonia au sigur 2% din produsul intern brut pentru armată. România, da, a confirmat prin vocea președintelui Iohannis că anul acesta vor asigura, deci folosim timpul viitor, forțelor armate române, deci România va asigura 2%, nu de alta, dar să nu uite ministrul de finanțe și procentul și sumele aferente, care sunt așteptate la Ministerul Apărării, dar mai ales la Statul Major General, unde generalii tineri din oastea țării știu unde se îndrepte sumele necesare apărării puternice a României. Domnule Constantin Codreanu, dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al situației și din stânga și din dreapta Prutului. În articolul său, tânărul nostru coleg Andrei Vlășanu vă omenea și de faptul că, sub o formă sau alta, președintele României va avea posibilitatea duminică să reitereze nu doar sprijinul pentru parteneriatul strategic român-american, dar și să nuanțeze de ce suntem noi importanți. Noi și Polonia, singure țări puternice din punct de vedere militar la granița de est a alianței. Ceea ce este peste alianță este foarte clar. No man's land, adică comunitatea statelor independente, o comunitate a statelor independente care este afectată de fenomene cel puțin bizare, precum președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care face declarații fulminante și după aceea îi se reamintește, cum a fost cazul de către Partidul Democrat de la Chișinău, că puterea se exercită în Republica Moldova de către premier Pavel Filip și de către Parlament, pentru că Parlamentul este cel care l-a ales pe președinte. O să vedem
imediat și un material al jurnalistului Victor Nichituș, care a comentat această vizită a președintului Klaus Iohannis la Washington, și Victor Nichituș merită o bilă albă pentru că a lansat ideea că prin vizita la Casa Albă președintele Klaus Iohannis și-a asigurat al doilea mandat la Cotroceni. Dar tot Victor Nichituș, și aici am nevoie de opinia dumneavoastră, atenționează asupra unui semnal dat de ministrul culturii în peninsula Crimea, de ministrul culturii de la Moscova, care a spus că trebuie să se treacă din nou la alfabetul chirilic, trebuie ca toate țările membre ale comunității statelor independente să revină practic la poziția iepureșului care era în Uniunea Sovietică. Care e opinia dumneavoastră? În primul rând, legat de președintele Republicii Moldova, dânsul a apărut în ultimul timp într-o lumină extrem de penibilă, aș spune, nu m-aș feri de acest cuvânt, chiar dacă poate părea un pic cam dur. Și aici mi-aduc aminte de acea remarcă făcută de președintele Putin atunci când a fost întrebat dacă Rusia a intervenit la alegeri în alte state, dânsul l-a invocat pe Dodon ca pe un bufon al țarului în veche tradiție rusească. În același timp am văzut recent că atunci când a convocat un consiliu de apărare al țării, la puțin timp după, ieșind în declarații, sărmanul Igor Dodon a spus că nu este informat la timpul potrivit și nu primește informațiile potrivite de la Serviciul de Securitate și de la celelalte structuri, ceea ce confirmă exact ceea ce spuneați dumneavoastră, că Igor Dodon rămâne în continuare un președinte marionetă, dar care face foarte mult tam-tam, face foarte mult zgomot. Și atunci când a venit vorba despre acea inițiativă a celor de la Moscova privind revenirea alfabetului chirilic, a fost primul care a sărit și a promis că în Republica Moldova se va reveni la alfabet chirilic. Dar sunt niște promisiuni pe care Igor Dodon le tot face din timpul campaniei electorale, din cărei logică nu a ieșit, este evident, pentru că tot suntem în perioada în care sunt susținute examene de bacalaureat, să ne aducem aminte că președintele actual al Republicii Moldova a venit în campanie electorală cu promisiunea că va elimina examenul de bacalaureat. Secundă, avem pe ecran articolul jurnalistului Victor Nichituș din Chișinău. Victor Nichituș a plecat din România și s-a stabilit la Chișinău. Este un jurnalist extrem de lucid și acest material mi-a atras atenția. În acest material le face referire și la cele scrise de analistul Andrei, care se află aici în studio, și vreau să comenteze un pic cum ai privit acest comentariu în care s-a făcut o primă trimitere, bilă albă pentru tine, față de eforturile tale pe care le faci prin comentariile pe care le-ai început la Newsweek. Într-adevăr, ceea ce domnul Nichituș vrea să vină cu o altă idee, într-un fel adițională, prin faptul că, într-adevăr, această vizită, având în vedere că durează aproape o săptămână pentru președintele Iohannis, vine ca o restabilire a raporturilor dintre comunitatea, să spunem așa, transatlantică și Europa de Est. Pentru că Iohannis este al cincilea sau al șaselea lider european care se duce într-o vizită la Casa Albă. Într-adevăr, America la acest moment, având în vedere și aceste, să spunem, tensiuni referitoare la acordul de la Paris și diferitele dezacorduri pe anumite teme cheie între Donald Trump și liderii europeni, America știe, și aici când mă refer la America, mă refer la întreaga administrație și la tot ce înseamnă structura politico-militară a Americii, știe că pe România se poate baza și că are în România un aliat fidel care de 20 de ani, în această vară se împlinesc 20 de ani de parteneriat strategic, care pe latura, să spunem așa, militară și de securitate a fost și este în continuare foarte mult aprofundat. Chiar CIA-ul, FBI-ul au lăudat deschis serviciile românești de informații pentru valoarea pe care o produc prin human intelligence, prin munca de teren pe care o susțin. Dar ceea ce se dorește foarte mult, România o dorește, dar există o posibilitate să nu se îndeplinească, este parteneriatul, să spunem așa, zona economică, având în vedere politica din campania lui Donald Trump de a determina tot ce înseamnă corporațiile americane să-și readucă locurile de muncă pe teritoriul american și să nu mai susțină acest export. Și de aceea este și această politică de tăiere a taxelor pe care Donald Trump o susține cu ferocitate până la urmă.
Domnule Constantin Codreanu, în calitate de deputat, dacă președintele Iohannis v-ar fi luat în delegația care îl însoțește și ați fi fost alături de președintele Iohannis duminică în biroul oval, ce ați fi dorit să auziți de la șeful statului român să-i spună șefului statului american? Eu sunt consecvent în ceea ce cred de ani buni și pentru ceea ce lupt și mi-aș fi dorit să aud același lucru pe care l-am tot lansat de la tribuna Parlamentului în ultimele luni, și anume că după integrarea în NATO și în Uniunea Europeană, cel de-al treilea obiectiv și cel de-al treilea proiect de țară al României este reunirea celor două state românești. Nimic mai mult. Da, numai că eu aș putea, în calitate de simplu cetățean, să vă reamintesc că la ultimele alegeri prezidențiale din Republica Moldova, din păcate, cei care își doresc o reîntoarcere în trecut au avut un anumit procentaj. Așa este. Mai trebuie să amintim și de faptul că acele alegeri au fost falsificate în favoarea celui care acum se află în fotoliul de președinte al Republicii Moldova, pentru că el, în jocul care există acum în Republica Moldova, îi face bine unui alt jucător, pentru că este folosit pe post de sperietoare, și în același timp ar trebui să le reamintim celor care ne privesc acum faptul că în Republica Moldova există un trend ascendent continuu atunci când vorbim de procentul unioniștilor din Republica Moldova, iar examenul pe care trebuie să-l dăm anul viitor, pentru că vin alegeri parlamentare în Republica Moldova, este ca noi, unioniștii din Republica Moldova, să ne dăm mâna, să ne așezăm la aceeași masă și să începem să facem ceea ce nu am făcut în ultimii ani, să capitalizăm electoral cele 30%, pe puțin cele 30% care există acum de votanți, și să avem o formațiune unionistă în Parlamentul de la Chișinău, acolo de unde să dăm exact mesajul de care am vorbit mai devreme despre reunirea celor două state românești. Bun, dar dumneavoastră Ion Hădărcă, care ați activat la Chișinău, acum sunteți în Parlamentul României. Partidul Liberal al domnului Ghimpu devine o amintire, din păcate, iar partidul celui care e conducătorul din umbră al Republicii Moldova își întărește pozițiile. Și înainte de a trece la următoarea chestiune internă din Parlamentul României, vreau să vă întreb concret, acest sistem mix de alegeri care va marca următorul proces electoral din stânga Prutului, care este România răsăriteană, România ocupată, Sama Bolnică în 1940 de cizmele sovietice, e bine, acest sistem ce va face? Va face o primenire a celor care vor ajunge în legislativul de la Chișinău, oraș românesc? Important e să nu avem ce și-au dorit pentru o perioadă cei din Partidul Democrat, și anume să nu avem alegeri pe sistem uninominal, pentru că acest sistem a făcut ravagii și în România, dacă e să ne aducem bine aminte. Și faptul că s-a ajuns la acest sistem mixt este totuși un rău mai mic decât acel sistem uninominal. Vedem în acest sens și opinia enunțată de Comisia de la Veneția. Una peste alta, rămân la convingerea că, indiferent de sistem, noi trebuie să ne implicăm în politica de la Chișinău, pentru că mereu intervine acest argument. Suntem mulți, avem voci care să iasă în public, să vorbească despre tot ceea ce înseamnă unire, dar vine orice cetățean care se întreabă: unde sunteți prezenți ca și putere politică? De ce nu sunteți prezenți ca și putere politică? Și eu știu că o parte dintre foștii mei colegi tineri sunt circumspecți atunci când vine vorba de politică, dar prin propriul exemplu le-am demonstrat în primul rând că se poate dacă există muncă, și le-am demonstrat cât de important și cât de util este să existe o voce unionistă în Parlamentul României. Și aici mă refer la o problemă pe care am soluționat-o tocmai pentru că a existat foarte multă implicare din partea mea, un om care cunoaște problema cetățeniei române. Ca să nu intru în detalii. Vom reveni. Exact. Deci avem o imagine acum pe ecran. Andrei Vlășeanu, te rog să-mi comentezi vizita surprinzătoare a premierului României la Paris. Într-adevăr, astăzi și mâine premierul se află într-o vizită de lucru în care se va întâlni inclusiv cu noul premier al Franței, Philippe Edouard. Din câte îmi dau eu seama, este chiar primul lider european care se întâlnește cu noul, să spunem așa, cu noul șef de cabinet de la Paris, ceea ce este un semnal foarte bun, având în vedere faptul că relația până la urmă istorică România-Franța este
arhie și binecunoscută. Adică, cu alte cuvinte, Sorin Grindeanu a plecat din micul Paris, București, și a ajuns în marele Paris, Parisul normal, capitala Franței. Într-adevăr, iar vedem faptul că acum Parisul, noul președinte Macron, dar cum îi spun, este adulat cu formula Macron-Leon, adică un fel de Napoleon al IV-lea, a venit la Palatul Élysée pe formulă, pe o platformă electorală totală pro-europeană, care dorește, dacă e o reformă, o revitalizare a proiectului și a visului european de pace și de integrare până la urmă în Europa. Și mai ales de cooperare economică. Avem nevoie de o cooperare adecvată cu Franța. Să ne aducem aminte că președintele Hollande a venit în România interesat de cooperare economică și de producția de elicoptere. Sigur, ca militar în rezervă, afirm și reiterez ceea ce gândesc foarte mulți colegi de-ai mei, că avem nevoie și de elicoptere de atac pe care le-am fi putut face cu americanii. Cum este perceput în Parlamentul României acest moment de pe agenda premierului Grindeanu? Trebuie privit în întregul context despre a tot ceea ce discutăm noi în această seară, pentru că unii ar putea întrezări aici o mișcare strategică la nivel internațional în care este implicată România, pentru că îl avem pe președinte în Statele Unite ale Americii, care au avut prin Donald Trump niște poziții mai puțin prietenoase pentru tot ceea ce înseamnă Europa. Tot acolo în Europa, unde cancelarul Angela Merkel a avut o poziție iarăși oarecum neprietenoasă față de Statele Unite ale Americii, și nu știu dacă ar fi greșit să nu încercăm să vedem în cele două vizite, de fapt, o încercare din partea Franței, din partea Europei, și o încercare din partea Statelor Unite ale Americii să-și tragă de partea lor România. Și este foarte interesant faptul că cele două vizite merg în paralel. Și este, în același timp, este important să încercăm, și aici mă întorc la faptul că dacă noi putem să beneficiem ca stat, dacă noi putem să beneficiem ca România și nu ca separat, ca Grindeanu și ca Iohannis, trebuie să o facem, trebuie să dăm mesajele pe care trebuie să le dăm ca stat și care să ne aducă beneficii nouă ca stat. Noi aici, la emisiunea Agenda Săptămânii, ne propunem să discutăm obiectiv despre agenda președintelui. Iată, Klaus Iohannis este în Statele Unite ale Americii, bilă albă și pentru domnul președinte. Despre agenda premierului, iată că acesta se află acum la Paris, dar și despre agenda Parlamentului, distinse conațională Constantin Codreanu. Ce mai face Parlamentul României? Mi-aș fi dorit să facă mult mai mult bine pentru toți cetățenii. Ați oftat așa de amărăciune? Am oftat de amărăciune pentru că astăzi s-a votat în Parlamentul României legea salarizării unitare și mi-a părut sincer rău pentru faptul că nu au fost luate în considerare o serie de amendamente pe care le-am avut la legea respectivă, și este vorba de niște amendamente care vizează în primul rând pe cei pe care îi reprezint eu în Parlamentul României, pe românii din afara granițelor țării, și vizează susținerea pentru tot ceea ce înseamnă așezăminte religioase, pentru tot ceea ce înseamnă biserici, lăcașe sfinte ale românilor din afara granițelor țării. Spun asta pentru că orice om care are o minimă viziune înțelege că o biserică sau un lăcaș sfânt este o mică Românie oriunde în lumea asta. Opa, mi-ați ridicat mingea la plasă. Nici nu știți în ce ambuscat ați intrat. Vă rog. Păi, avem cumva vreo intenție, vreun proiect să construim noi vreo biserică de care nu știm noi, jurnaliștii simpli, în Turcia? Că Turcia se pregătește să facă o mare moschee la București. Asta este un alt subiect care merită toată atenția noastră. În acest sens, eu și colegii noștri de la Partidul Mișcarea Populară vom avea o dezbatere la Palatul Parlamentului. Important e ca parlamentarii, indiferent de culoarea politică, să înțeleagă miza la un brainstorming necesar cu o finalitate clară. Nu vor fi doar parlamentari. Asta este partea importantă. Vom chema și experți, vom chema și urbaniști, arhitecți, dar nu în ultimul rând vom chema și cetățeni care locuiesc în acest moment în zona în care este proiectată să fie ridicată această moschee pentru a discuta... O să continuați tot dumneavoastră. Avem aici pe ecran imaginea
liderului partidului care a câștigat alegerile și care se referă exact la ceea ce ați asistat și participat dumneavoastră astăzi în Parlament. Este vorba de poziția pe care liderul PSD o are în favoarea unei măsuri pe care ați votat-o, înțeleg, astăzi în Parlament. Ați votat legea. Noi ne-am abținut în... Dar dincolo de ce ați făcut dumneavoastră, mă interesează ce e adevărat din ceea ce transmit cele 4 televiziuni de știri importante, nu o să le dau numele, dar le știți, vis-a-vis de această decizie. Unii sunt pro, alții sunt contra, alții spun că nu sunt bani. Dumneavoastră, ca parlamentar, ce opinie aveți? Ca parlamentar mi-am exprimat foarte clar și deschis opțiunea atunci când am votat și când m-am abținut, pentru că este evident, oricine își dorește ca, de exemplu, medicii sau profesorii să aibă salarii mai mari în România. Este un lucru binevenit și tocmai de aceea nu am votat împotrivă. De ce m-am abținut? Tocmai pentru că au de suferit românii din afara granițelor țării și am spus de ce am... propus 4 amendamente, m-am uitat pe raportul final al Comisiei pentru Muncă și am văzut că, din păcate, doar 3 apar în acel raport final. Nu a avut timpul suficient domnii parlamentari să se uite peste amendamente. Asta e o ironie, nu? Chiar nu. Deci a fost 4 amendamente și apar în raport 3, iar domnul președinte Dragnea, că tot a apărut pe monitor, a ieșit la tribuna Parlamentului să mă contrazică, spunând că acele modificări au fost deja operate, chiar dacă în raport apare în mod clar faptul că ele nu au fost operate, deci din când în când se mai și minte, dincolo de promisiunile acestea, care nu pot fi acoperite din punct de vedere financiar. Asta a fost financiar. În Parlament, datele spectatorii care sunt interesați de această măsură, să uită în ochii dumneavoastră și dumneavoastră să vă uitați în ochii lor și să le spuneți concret de când vor primi mai mulți bani cei care sunt vizați de asemenea măsură. Asta este marea problemă, pentru că în campania electorală s-a venit cu promisiuni legate de un anumit calendar. Îmi aduc acum foarte bine aminte de un material de campanie. Este, din câte am văzut, este foarte popular zilele acestea pe rețelele de socializare, în care votanții PSD-ului sau simpatizanții acestuia erau invitați să încercuiască fiecare dată în care promisiunea devine realitate în cazul PSD-ului. Ei bine, am intrat într-o perioadă în care promisiunile sunt defalcate ca și perioada de timp, sunt amânate și... Dacă mă întrebați pe mine cum ar trebui să fie arătat calendarul acestor măriri de salarii, dincolo de faptul că ele nu sunt acoperite din punct de vedere financiar, aș fi spus ceea ce am spun acum ceea ce am spus și de la tribuna Parlamentului. Aș fi preferat ca medicii și ca profesorii să aibă salarii mai mari începând cu 1 iulie, nu cu 2022, așa cum prevede această implementare a legii salarizării, și să ajungem în situația în care prin această lege a salarizării să influențăm, să controlăm tot ceea ce înseamnă aparat administrativ local, tocmai pentru a menține această stare de rețele de baroni, de primari care decid, sunt discreționari atunci când vine vorba de salariile pe care le plătesc în cadrul primăriei, pentru că nu există o grilă de salarizare. Atenție! Și toate aceste lucruri ne demonstrează faptul că cei aflați la guvernare nu vor decât să-și subordoneze și să-și controleze viitorii și actualii, de fapt, votanți prin aceste măsuri de mărire a salariilor. Între noi fie vorba, toate partidele aflate la putere după decembrie 89 au făcut la fel. Dar o telespectator inteligentă m-a întrebat prin intermediul colegilor să vă pună interogația. De ce partidele care în campanie promit marea acusarea, când ajung la putere se mai desumflă? Pentru că mulți dintre ei comit o greșeală enormă. Mulți dintre ei uită un lucru esențial. Alegătorii noștri ai tuturor, votanții, cetățenii, sunt mai deștepți decât îi cred politicienii. Și este o greșeală enormă să ajungi să promiți și să fii foarte populist în campanie, pentru că ulterior va trebui să plătești. Opinia ta, Andrei? Într-adevăr, acum PSD-ul, toate promisiunile pe care PSD-ul le-a făcut, a mers pe acel principiu destul de vechi acum în politică, în care e enunțat în felul următor: campania e o poezie, totul sună atât de melodios și atât de frumos, dar guvernarea e de fapt o proză în care apare inclusiv drama. Iar în cazul de față este o dramă, având în vedere că aceste lucruri s-au redus până la urmă la bani. Nu există bani acum, efectiv, pentru a susține toate măsurile pe care PSD-ul le-a promis. Bun, în asta știm de electorală. La televiziunile de știri, dar eu te întreb și pe tine și pe domnul deputat, de ce nu există franchețea, temeritatea politică de a recunoaște starea de lucruri
cea care nu se închipuie cineva, ci cea care există în viața Ministerului de Finanțe, în acest act numit bugetul țării. Pentru că politicianul vrea să trăiască, să supraviețuiască de azi pe mâine, pe când omul de stat vrea, în primul rând, să supraviețuiască statul și el nu mai contează. Un om de stat vine și cere sudoare, sânge și lacrimi. Dar eu cerci acum să-mi explici această propagandă, că de propagandă am avut parte la televiziunile de știri, în care se arăta că urmează să fie schimbat guvernul, urmează să fie schimbat premierul. Premierul n-a fost schimbat, a plecat liniștit la Paris și am văzut o declarație a președintului PSD în care îi spune, foarte interesant, că nu are de gând să-l schimbe pe premier. Adică ce să înțeleg eu din ceea ce urmează? Pentru că dacă ne uităm la următoarea imagine, Raluca Turcan susține ca lideră momentană a Partidului Național Liberal, un partid istoric de care, la care cei care cunosc istoria ar fi așteptat mai mult, de pildă mai multă luciditate și mai multă acțiune în favoarea generației tinere din România. Ea spune că, de fapt, ceea ce îl interesează pe liderul PSD este propriul său dosar și menținerea la putere. Opinia ta, Andrei, și apoi a domnului deputat. Într-adevăr, la acest moment, din punct de vedere, să spunem așa, efectiv, politic, concret, Dragnea, președintele Dragnea a pierdut controlul asupra partidului, având în vedere că, de fapt, puterea reală nu este la partid, ci este la guvern, având în vedere că premierul deține tot controlul financiar și administrativ asupra întregului teritoriu, inclusiv la toți primarii sau toți aleșii locali și întregul aparat administrativ, indiferent de culoarea politică. Adică, prin, să spunem așa, directivă de guvern, poate să afecteze întregul eșalon politic prezent la ora actuală pe teritoriul României, indiferent că este la nivel central sau la nivel local. Iar, să spunem așa, o presupusă schimbare a întregului guvern, inclusiv a premierului, din dorința lui Liviu Dragnea, însemna de fapt să arate faptul că încă el mai are o forță pe care vrea să o expună și într-un fel să se mențină în calculele politice naționale. Dar la acest moment el, să spunem așa, steaua lui este nu este în ascensiune. Da, mi-aduce aminte de Steaua Sus Răsare. Totuși, care e atmosfera reală acolo în Parlament? Pentru că dacă ne luăm după cei pe micul ecran, e marele război. Eu totuși cred că există și la partidele care formează coaliția de guvernare și la partidele de opoziție oameni luciți care stau de vorbă, care ar dori ca pe anumite măsuri să se ajungă la compromisuri reciproce. Există o asemenea viață democratică? Există un asemenea dialog? Sau fiecare e cu liderul lui și când liderul zice votați asta, se votează ceea ce a decis șeful de partid? Din fericire există, iar cel mai bun argument în acest sens este faptul că l-aveți în față pe un deputat al opoziției, singurul de altfel, care a reușit să treacă un amendament la bugetul de stat în 2016-2017 cu unanimitate de voturi. Deci atunci când există suficiente argumente, lucrurile se pot schimba și în ultimul rând toate aceste discuții constructive există, de exemplu, atunci când vorbesc despre comisia al cărei președinte sunt și grație acestui fapt am reușit mai multe lucruri în această comisie pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, acolo unde, deși suntem 15 deputați și reprezentăm partide diferite, am reușit de fiecare dată să avem poziții consensuale și să ne dăm mâna într-un mod transpartinic, pentru că argumentul este simplu. Tot ceea ce facem noi acolo și tot ceea ce trebuie să facem noi acolo este spre beneficiul cetățeanului român. Dumneavoastră vorbiți frumos, dar acceptați o întrebare incomodă? Nu cumva, măcar din priviri, dacă nu și în față, în discuții informale, nu în fața camerelor de filmat, vi se reproșează că sunteți prea tânăr, prea recent venit în politică și că e timpul să mai luați notițe, să mai ascultați pe seniori? Mi s-a reproșat acest lucru atunci când am avut o întrevedere cu domnul ministru al Justiției, Tudorel Toader, acolo unde am fost pentru a discuta o problemă spinoasă și dureroasă pentru mine. Nu știu de ce când mă uit la Tudorel Toader am senzația că e cardinalul Richelieu. Să știți că am avut eu și atunci și mai ales după. Și la acea întrevedere pe care am avut-o cu domnul ministru, am fost întrebat două lucruri. În primul rând, dacă nu mi se pare că sunt prea curajos și, doi, dacă nu mi se pare că sunt prea insistent. Da, recunosc că sunteți și insistent și curajos.
a fost o situație pe care nu mi-am explicat-o, pe care nu am înțeles-o și o situație care pentru puțin timp m-a blocat, dar nu m-a descurajat sub nicio formă, am insistat și am obținut exact ceea ce ne-am dorit pentru cetățenii români. Da, primesc o întrebare prin cască foarte bună și vreau să vă adresez și dumneavoastră prin cuvintele mele. Și totuși, care e atmosfera acolo în Parlament? Peneliștii plâng de dimineață până seara că nu sunt la putere și ceilalți râd de ei? Cam așa e, cam așa e. Mai nou, mai sunt unii care s-au apucat de bocit prin Parlament. Că plânge puțin, spus. Stați totuși, un pic, s-au apucat și de dormite. Asta o fac de la bun început, de la preluarea mandatului. Reprezentanții aceluiași partid somnolenți, cu membrii somnolenți, mai nou s-au trezit fără lider, mai nou s-au trezit în situația în care nu mai știu unde să meargă încotro să se îndrepte, mai nou s-au trezit cu un alt lider care le spune că pe problemele care sunt sensibile ar trebui să nu mai ieșim cu poziții în public și spun asta fără a mă bucura, oricât de ciudat ar părea, pentru că vorbim despre niște partide de opoziție care ar trebui să fie mult mai vocale, mult mai puternice, pentru că în actuala aritmetică politică din Parlamentul României, noi suntem, din păcate, într-o situație deloc favorabilă și regret faptul că există situații în care ar trebui să ne dăm mâna cei din opoziție și nu avem parte de sprijinul celorlalți dintr-un calcul eronat, spun eu. Ei cred că dacă face ceva Partidul Mișcarea Populară, le luăm fața, o să capitalizăm electoral și, bine, dincolo de faptul că este adevărat, totuși nu așa ar trebui să se comporte atunci în partidele de opoziție, atunci când vine vorba de a ieși cu poziții comune împotriva unei conduceri dezastruoase. Vă ascult cu plăcere, dar discursul dumneavoastră mi-a generat o întrebare. Apropo de darea mâinii. Iată, avem acum pe ecran o imagine publicată de Evenimentul Zilei care se referă la o inițiativă extraordinară a dumneavoastră. Vă rog să ne explicați unde ați fost, pentru ce ați pledat, ce ați obținut, dacă ați obținut ce da. 21 mai, în fața ambasadei Finlandei la București, eram împreună cu colegul meu de partid, Doru Petrișor Coliu, și el deputat de diaspora, și cu peste 100 de români, frumoși români, luptători care au venit la acel protest pentru luptători anii exprimă, pentru dreptate, pentru dreptate, luptători pentru dreptate, pentru demnitatea românească și pentru un caz punctual, este vorba despre un protest ocazionat de un caz dramatic a unei românce de-a noastră, este vorba de doctorul Camila Smicală din Finlanda, a cărei copii au fost luați cu forța, într-un mod abuziv, de către statul finlandez. Ce s-a întâmplat acolo? Cazul este întortocheat, dar poate fi simplificat în modul următor. Au greșit părinții în relația lor cu copiii? Nu, nu. Doamna Smicală s-a căsătorit cu un cetățean finlandez. La un moment dat au ajuns la concluzia că nu mai pot continua viața împreună și au decis să divorțeze. Așa. Atunci, ce s-a întâmplat? Autoritățile de protecție a copilului din Finlanda au decis să existe o custodie comună a celor două părinți asupra celor doi copii pe care i-a are împreună cu cetățeanul finlandez, Maria, de 10 ani, și Mihai, de 11 ani. Problema este că, deși a existat și o sentință de judecată care a spus că, deși custodia este comună, copiii trebuie să meargă și să stea cu mama lor, Autoritatea pentru Protecția Copiilor din Finlanda a decis că, în interesul suprem al copiilor, este ca ei să fie luați de la mamă și să fie trimiși în centre de plasament. Stați un pic, că ceva se strică în modalitatea mea de înțelegere. Se strică multe. Adică de când statul știe el mai bine decât părinții realitatea de acolo? După acest protest pe care l-am avut mai devreme, cu imagine mai devreme de la ambasada Finlandei... Rog să reluați pe ecran pentru câteva secunde imaginea. Mulțumesc, colegilor. Am fost în perioada 30 mai, 1 iunie, am fost într-o delegație în Finlanda. Vreau să spun că, din păcate, am primit cu foarte multe dificultăți și cu foarte multe amânări acceptul părții finlandeze de a merge în această delegație, inclusiv după o întâlnire pe care am avut-o în cadrul comisiei cu doamna ambasador a Finlandei la București, o întâlnire pe care am considerat-o extrem de amiabilă și de diplomatică. Din păcate, pe canale mai puțin oficiale ni s-a reproșat faptul că am fost cam duri cu partea finlandeză și am fost... Adică sincer.
direct. Exact, asta da. Am văzut-o noi, că noi am fost sinceri. Partea finlandeză a prezentat-o ca o poziție dură și în același timp am primit recomandări să fim un pic mai pe silent, să fim mai tăcuți atunci când, mai cuminți atunci adică când ce vorbim. Ce ar trebui, să luăm poziția de drept în fața poziția de drept dictatului și să nu ieșim în public cu acest caz. Ori, exact asta i-am spus la final doamnei ambasador, că noi nu ne oprim aici și că vom merge peste tot unde putem, și în mass media, vom merge în Finlanda, vom merge să ne ocupăm de acest caz și să-i oferim acea medetezare de care are nevoie. Dar care este rațiunea că, dincolo de faptul că tatăl este finlandez și statul ia apărarea, care e rațiunea pentru că au ajuns la acest abuz? E un abuz, stimați români. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră, pentru că eu am ținut neapărat alături de colegii mei să mergem în această delegație pentru a avea toate punctele de vedere, pentru a nu fi acuzați care cumva că noi avem parte doar de ceea ce ne prezintă în mod subiectiv doamna Camelia Smicală. Și, cum spuneam, pe 30 mai, 1 iunie, am fost la Helsinki, am fost la Tampere, am văzut-o pe doamna Smicală la ea acasă, am văzut-o pe fiica ei mare cu care stă, am văzut cât de bine se înțeleg, am văzut cât de mult le lipsește copiii, dar dincolo de asta am avut o întâlnire la care au participat reprezentanți ai diferitelor ministere și ai Autorității de Protecție a Copilului din Tampere. O întâlnire care a durat aproape 4 ore și a fost una interesantă din punctul meu de vedere, dar care avea o singură problemă. Atunci când veneam cu întrebări de genul cele pe care ați adresat-o dumneavoastră, răspunsul era simplu. Este în interesul copilului. Este în interesul copilului, așa a decis Autoritatea pentru Protecția Copilului. Orice altceva nu servea drept argument. Atunci când am întrebat de ce, dacă Convenția pentru Protecția Drepturilor Copilului, vorbind de un document internațional, de legislație internațională, prevede în mod explicit faptul că atunci când este vorba despre un proces în care se decide custodia asupra copiilor, copilul și părerea copilului trebuie să fie luat în calcul. Mi s-a spus că legislația finlandeză prevede că doar cei care au peste 12 ani pot fi audiați, iar cei care au până 12 ani e la latitudinea judecătorului dacă ține cont sau nu. Dar partea și mai gravă, pentru că am ajuns în situația în care am întrebat de ce nu s-a respectat o hotărâre judecătorească care dădea domiciliul la mamă. Copiii să meargă să stea cu mama. Ni s-a spus că în interesul suprem al copilului, pe care îl decide, atenție, Autoritatea pentru Protecția Copilului, s-a decis ca cei doi să fie plasați în centre de plasament interlocutorii separate. Interlocutorii noștri finlandezi erau roboței? Cam așa era comportamentul dânșilor și aveau acest argument pe care îl aveau în mod repetat. Atunci când ajungeau într-un gherd din ăsta al explicațiilor, veneau cu acest argument invocat, este interesul suprem al copilului, chiar dacă noi am avut foarte multe întrebări și legate de faptul că, de exemplu, celor doi copii li s-a interzis o întrevedere cu un episcop ortodox. Un episcop care a cerut da, să se vadă. Dar mama mai poate să-i vadă? Nici mama poate să-i vadă foarte rar. Adică cât de rar? Imaginați-vă că atunci când noi eram la Helsinki, pe 1 iunie, de ziua copilului, atunci când mi s-a părut absolut normal să permită mamei să-și vadă copiii, i s-a refuzat acest lucru. În plus, atunci când noi, membrii delegației... Stați un pic, că asta mi se pare o măsură nazistă. Așa este, așa este. Am spus că pot să înțeleg multe lucruri, dar acest lucru nu pot să-l înțeleg, la fel cum nu am înțeles dacă... Dumneavoastră, dragi finlandezi, pretindeți faptul că tot ce faceți dumneavoastră este legal, că cei doi copii se simt bine acolo unde se află, vă rugăm să ne permiteți nouă, reprezentanții statului român, parlamentari, oameni care avem aceeași cetățenie cu cei doi copii, să ne vedem cu ei. A spus că nu se poate. Dar dacă acest caz ar fi adus de cei dituiți să facă un asemenea demers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Păi să știți că spre asta ne îndreptăm. Spre asta ne îndreptăm și am discutat în cadrul partidului cu ceilalți colegi să ajungem în acel moment în care să dăm în judecată statul finlandez. Pentru că nu e posibil așa ceva. Dincolo de orice, pentru că noi le-am explicat în mod foarte clar. Nu e vorba de amestecul nostru în afacerile statului finlandez. Dar e vorba de faptul că finlandezii nu își respectă propria legislație. Nu le-au asigurat copiilor un avocat din oficiu. Nu i-au asigurat mamei un traducător. Și încălcăm libertatea exprimării religioase, libertatea copiilor de a se întâlni cu un cleric, cu un episcop ortodox și argumentul invocat, precum că nu au reușit să planifice din timp întrevederea copiilor cu acest episcop, este unul hilar. Hilar este și imaginea pe care o vedem. Iată aici un comentariu interesant, savuros, a
unei domnițe de la Chișinău care face o afirmație interesantă față de copilul minune din administrația prezidențială de la Chișinău. Îl rog pe tânărul comentator politic, analist politic Andrei Vlășanu să ne spună cei cu această frumoasă formulare a Maiei Sandu, care spune despre Dodon că este ceva de companie pentru Putin. Am fost elegant, n-am precizat ce. Eu o să subliniez și o să preiau ideea domnului Codreanu că este bufonul țarului. Într-adevăr, domnul Dodon a venit și pe platforma aceasta electorală în care dorește o reapropiere cu Rusia, dar domnul Dodon uită faptul că primul lucru pe care președintele trebuie să-l citească este Constituția, pe care domnia sa nu o cunoaște deloc. Și anume că acolo stipulează în felul următor. Republica Moldova este pe republică parlamentară și automat autoritatea executivă în statul moldovean este și o reprezintă premierul care este la această, în această premierul funcție. Pavel Filip. Pavel Filip la acest moment, mâine poate să fie, să spunem, domnul Plahotniuc ca lider de partid. Ceea ce domnul Dodon se face că uită, deși o cunoaște, alege să stea la masă cu, până la urmă, atacatorul țării sale, conform ultimei decizii a Curții Constituționale referitor la situația din regiunea transnistreană. Domnia sa alege să întreprinde tot felul de vizite la Moscova, să promită în lună a și stele. A făcut trei vizite până acum. Trei vizite și două la cinci. Două și inclusiv două peste Nistru, ceea ce la fel pentru soldații care și-au dat viața și au fost răniți în 1992 a reprezentat. Mă refer trei vizite la Moscova, iar în ce privește demersul cu Transnistria este marele lui eșec, că nu a reușit să reunifice marea lui Republică Moldova și poporul moldovean. Tot timpul îi place domnului Igor Dodon să numească pe cei care trăiesc între Ruși și Nistru poporul moldovean. Îi aducem aminte cu respect că acolo trăiesc vorbitori ai limbii lui Mihai Eminescu. Acești vorbitori ai limbii lui Mihai Eminescu, din punct de vedere al limbii pe care o folosesc, constituie majoritatea absolută în Republica Moldova. Comentariul dumneavoastră pe această temă. Da, mi se potrivește de minune această etichetă pe care i-a acordat-o Maia Sandu. Ne aducem aminte că în acest sens a existat un alt comentariu făcut de președintele Putin legat de femeile cu responsabilitate socială scăzută în Federația Rusă. Președintele Dodon se încadrează perfect în această descriere. În rest, rămâne același om vocal, ceea ce, dacă ne aducem aminte, discutam noi la o altă emisiune chiar în acest studio, faptul că dacă va ajunge președinte al Republicii Moldova, dânsul va folosi acea tribună pentru a emite aceste mesaje extrem de gălăgioase și extrem de născătoare de reacții adverse din partea celor care înțeleg că nu este decât un clov, nu este decât un bufon, care însă, în acest moment, reușește să-și fidelizeze electoratul, reușește să-i dea electoratului ceea ce așteaptă. Ultimul sondaj dat publicității exact în ziua când pleca la Moscova pe post de ceva de companie pentru Putin, corespunde adevărului? Încă există o majoritate de peste 50% care este de partea lui Igor Dodon doar pentru că face frumos în fața liderului de la Kremlin, întâi dumneavoastră și apoi Andrei. Din păcate da, pentru că marea problemă care există în Republica Moldova nu a fost soluționată și mă refer la propaganda rusească, care în continuare ocupă peste 80% din spațiul media din Republica Moldova. Îmi pare rău că ceea ce am discutat cu ministrul pentru românii de pretutindeni, doamna Păsternac, nu a ajuns să devină realitate. Mă refer la acel spațiu mediatic comun, România-Republica Moldova, pentru că este nevoie de mass media românească, este nevoie de mass media occidentală, tot ceea ce înseamnă celălalt punct de vedere. Pentru că de cealaltă parte, rușii, vedem foarte bine că se implică în tot ceea ce înseamnă și propaganda, și online, avem și Russia Today, avem și Sputnik care este prezent peste tot și doar din când în când un candidat la prezidențiale mai curajos. Mă referi la președintele Franței, așa, care a pus punctul poate, pe ei. Mai poate să spună lucrurilor pe nume. Andrei, vreau să intervii. Eu aș atrage atenția asupra următorul lucru. Turul 2 la prezidențiale a reprezentat până la urmă care scor? 52% Dodon, 48% Maia Sandu.
având în vedere că Dodon în primul tur a luat tot așa undeva 49-50, 49 sau 48. El nu a crescut foarte mult în turul 2. Pentru că automat în momentul în care ai prezența ridicată și mai ales împotriva ta, el într-adevăr zonele, să spunem așa, rusofone din Republica Moldova le controlează și este baza lui electorală. Dar în momentul în care, să spunem, la o diaspora, la momentul actual de aproape 1 milion de oameni care este plecată, 1 milion de oameni sunt plecați să lucreze și se activează și vin la vot, indiferent că vorbim, dacă în cazul de față vorbim pentru alegerile parlamentare de anul viitor, există o posibilitate ca acel scor, să spunem de 50%, deși nu este real, ci este mai degrabă real scorul de 39%, 40% pentru PSRM făcut de IMAS, este prezența la vot tot timpul spulberă toate previziunile sociologice și toate analizele care se fac. Să nu uităm că sondajele despre care vorbim în acest moment fac referire doar la cei care se află în Republica Moldova. Tocmai de aceea este foarte important acest factor diaspora. Dincolo de dorința lor de a vota, la alegerile prezidențiale s-a observat și o indisponibilitate a autorităților de a le permite oamenilor să voteze și teamă mie că același lucru se va repeta și la alegerile parlamentare, pentru că este evident, toți cei care sunt în afara Republicii Moldova sunt în procent majoritar apropiați de proiectul reunificării. Domnule deputat Constantin Codreanu, o să vă surprind, mai aveam vreo 5 minute până la finalul emisiunii. Azi a făcut viața să merg cu vreo 2 șoferi de taximetre. Sunt oameni foarte bine informați. Unul dintre ei mi-a arătat zidul Parlamentului, zice, nu o să mai reziste mult. E marea preocupare a parlamentarilor să dea jos zidul care înconjoară la ora actuală Parlamentul. Nu de alta, dar știți că și la Teheran a fost un atentat și... Cap ce se întâmplă acolo? Oamenii n-au pe agenda lucruri mai importante pentru cetățenii care i-au ales? Nu aș vrea să fiu în poziția în care să-mi critic foarte mult colegii, chiar dacă am foarte multe motive. Eu pun problema de sens. Principiu. Nu vizează o persoană, nu vizează o formațiune politică. Înțeleg. Privesc cetățeni simpli care sunt contrariați. Am foarte multe motive să o fac, pentru că de multe ori mă surprind că, dincolo de faptul că prezența este una foarte scăzută. De exemplu, astăzi au fost prezenți în Parlament doar 192 de deputați. Mă întreb de fiecare dată când nu-i văd pe oamenii respectiv ce se întâmplă. Mai sunt și oameni cu care mi-aș fi dorit să mă întâlnesc la un moment dat. Am avut un caz cu un etnic român din Bulgaria și am vrut să o întâlnesc pe doamna care reprezintă etnia respectivă în Parlamentul României și nu o găseam. Am fost curios să văd ce se întâmplă, ce activitate are. Și pe pagina personală a dânsei am văzut că are o singură intervenție în plenul Parlamentului, era vorba de jurământ. Și atât. Partea bună este că cei care sunt într-adevăr interesați de activitatea noastră a parlamentarilor pot să urmărească activitatea noastră pe pagina Parlamentului, pe Camera Deputaților, dincolo de faptul că eu, de exemplu, încerc să fac cât mai transparent toată activitatea mea. Am văzut că și pe Facebook aveți teme pe care le puneți în dezbaterea celor care vă urmăresc activitatea. Și aici revin la acel argument pe care l-am amintit la începutul emisiunii. Oameni buni, cei care sunteți nemulțumiți, implicați-vă în politică. Veniți în politică, veniți alături de noi. Veniți alături de noi ca să-i facem pe cei care vor rămâne pentru o anumită perioadă în afara zidurilor să nu-și dorească să dărâme zidurile și să spună că, uite, cei de peste zid muncesc pentru noi. Eu cred că este posibil acest lucru. Mai avem circa 2 minute și jumătate. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, cu un răspuns nu mai mult de 90 de secunde și în final un minut pentru tine. Dumneavoastră ați venit aici cu un dosar, dar n-ați citit deloc din el, nu? Nu. Eu ieri am fost la o activitate la Parlament și a venit un președinte de comisie, așa, și a citit vreo 4 pagini, parcă noi eram naivi națiunii la un simpozion. Dom'le, partidele astea se uită la calitatea celor care intră în Parlament. Pot să nu răspund? Da. Întrebarea pentru Andrei Vlășeanu, cum se vede de către tânăra generație actuala formulă legislativă a României din perspectiva calității parlamentarilor români, în măsura în care tinerii se simt reprezentați în Parlament? Scurt, un minut. Vreau să fiu un pic ironic și cred că viitorul, dacă e simbol de țară din punct de vedere al turismului, cu oaia, îi caracterizează pe mulți, dar mai există și cazuri individuale
nu doresc să dau acum nume, indiferent de spectru politic. Ca un fel de rezumat, România începe, dacă e și poate, are toate ingredientele să-și crească cât mai mult profilul extern, din punct de vedere proactiv și nu doar reactiv. Nu pot să ratez finalul cu ceva special pentru dumneavoastră, în limita 30 de secunde, și vă uitați la telespectatori. Ce motiv ar avea să se întoarcă tinerii plecați în străinătate, în România și în Republica Moldova? Același obiectiv care m-a motivat pe mine să intru în politica românească, un proiect de țară în care trebuie să credem și care trebuie să ne reunească pe românii de pretutindeni, un obiectiv de țară care ne-a reunit de fiecare dată pe românii din toate timpurile, reunirea celor două state românești. Mulțumesc frumos deputatului Constantin Codreanu, mulțumesc frumos analistului politic în frumoasă ascensiune Andrei Bleșanu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați cetățeni, și contăm pe opinia dumneavoastră democratică exprimată transparent acolo unde contează cetățeanul simplu. Am onoarea să vă salut!